În filmul de astăzi o să punem în funcțiune camera Fujifilm X-H1, însă înainte de asta aș vrea să-l salut pe Patrick Randy, care a comentat în filmul cu care am făcut unboxing-ul, să mă salut și pe mine în videoul tău următor. Apreciez foarte mult ceea ce postezi și ar fi frumos să te dedici YouTube-ului mai mult, adică să postezi mai des. Succes! Îți mulțumesc, Patrick! Te salut! Salut, prieteni! Sunt Marius. Fujifilm este o companie japoneză care a reușit să se afirme pe piață foarte puternic. Ei produc două tipuri, în principiu două tipuri de camere, și anume camerele cu senzor cropat, așa cum este Fujifilm X-H1, cât și camere cu senzor medium format. Din punctul meu de vedere, la secțiunea, la partea de camere cu senzor medium format, sunt numărul 1 în piață, dominând în proporție de 90% segmentul respectiv. Această cameră este o cameră deosebită față de camerele oferite în general de Fujifilm, în sensul că are stabilizator de imagine în interiorul camerei. Are ceea ce se numește în limbajul de specialitate IBIS, In-Body Image Stabilization. Senzorul acestei camere este unul de 24 de megapixeli, având practic 6.000 de pixel pe orizontală și 4.000 de pixel pe verticală, ceea ce face ca această cameră să aibă un senzor cu un raport 3x2. Comparativ, Olympus OMD EM1 și în general camerele Micro Four Thirds au un raport de 4x3. Pentru a folosi această cameră, am avut nevoie să cumpăr un obiectiv și să cumpăr un card pentru stocarea fotografiilor. În ceea ce privește obiectivul, eu am decis să cumpăr un obiectiv care se afla în pachetul de livrare standard cu care a fost lansată camera Fujifilm X-T1, și anume obiectivul 18-55 mm cu diafragmă 2,8 până la 4. Acest obiectiv este un obiectiv ușor și este apreciat de multă lume online ca fiind un obiectiv reușit. Apropo de obiectiv, 18-55 înseamnă în echivalent full frame 27-80. Practic, distanța focală în cazul acestei camere sau distanțele focale în cazul acestei camere multiplicându-se cu 1,5 pentru a obține echivalentul full frame. Legat de cardul SD de care are nevoie această cameră pentru a funcționa ok, am decis să cumpăr un card care prezintă o tehnologie mai nouă și anume UHS-II. El se deosebește de un card standard, dacă vreți, standard între ghilimele, în sensul că și acesta este un card destul de rapid. Se deosebește prin faptul că pe spate are sau contactele sunt dispuse în două rânduri. Această cameră practic suportă în ambele sloturi, da? Deci are în primul rând două sloturi de card și amândouă sunt compatibile cu acest gen de card, și anume UHS-II. La ce avem nevoie de asemenea carduri? Această cameră scrie sau face filmări inclusiv 4K la 30 de cadre pe secundă, la care are o rată de scriere destul de serioasă, ca să zic așa, deci scrie până la 200 de megabits pe secundă și are nevoie de o viteză de scriere corespunzătoare. De asemenea, camera are o viteză de fotografiere, dacă vreți, de 8 cadre pe secundă fără gripul vertical sau 11 cadre pe secundă cu gripul vertical. Și în măsura în care ați folosi un alt card care nu este din această categorie, și anume UHS-II, camera voastră este posibil să se blocheze sau să nu fie în stare să funcționeze ok. Și atunci a trebuit să investesc niște bani, în sensul că acest card de 64 de GB costă 90 de euro, și anume dublu
cât costă un card de 128 de GB pe care îl folosesc împreună cu Olympus OMD M1. Am introdus bateria, o să introducem și cardul și putem să folosim camera. Da? Deci camera are, așa cum v-am zis, două sloturi pentru SD card. Avantajul acestui sistem cu două sloturi este acela că în măsura în care vreți, puteți să folosiți al doilea card pentru a face un backup și practic tot ceea ce fotografiați pe cardul 1 se găsește și pe cardul 2, sau puteți folosi cardul 2, de exemplu, sau pentru înregistrarea fotografiilor sau filmelor făcute odată ce se umple primul card de memorie, sau o a treia posibilitate este să înregistrați pe unul dintre carduri fotografii RAW și pe celălalt să înregistrați JPEG. Camera se pornește din această pârghie care se află în jurul butonului de declanșare. După cum vedeți, pe ecranul superior, în acest moment camera afișează niște informații. Pentru mine aceasta este a doua filmare, deoarece prima filmare nu mi-a reușit imaginea prezentând un flicker care ar fi deranjat în vizualizare. Și ce vreau să zic este că, virgulă, înainte să pornesc prima dată camera, deși aveam introdusă bateria, deși aveam cardul introdus în slot, acest ecran nu afișa absolut nimic. Motivul pentru care vă dau această informație este că dacă este nefolosită camera, acest ecran de sus nu trebuie să indice absolut nimic. Ok, haideți să pornim camera și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să setăm limba în care funcționează camera. Pentru cei care sunteți curioși, camera oferă evident și posibilitatea să fie setată și în limba română. Limba română găsindu-se pe pagina 5 din 5 a meniului de start. Personal, eu sunt obișnuit cu limba engleză și din experiențele anterioare cu Sony și cu Canon, limba română nu sună atât de bine, sau meniul limba în română nu sună atât de bine, cel puțin pentru mine. Alegem deci limba engleză și acum suntem invitați să conectăm camera cu un smartphone. În acest sens avem două posibilități. Pe cameră vedeți că există un QR code pe care îl putem scana cu telefonul nostru și în mod normal ok, dat un pic mai mult se deschide o pagină de internet de unde avem de ales platforma pe care ne aflăm, da? Și putem alege să descărcăm aplicația sau să mergem pur și simplu direct în App Store și să căutăm Fujifilm camera remote. Ok? Aplicații pe care o să o descărcăm și o să o instalăm pe telefon. Odată descărcată, pornim aplicația și trebuie să fim de acord cu termenii de utilizare, termenii de serviciu ai camerei. Și vedeți că, virgulă, aplicația ne solicită o groază de permisiuni pe care trebuie să le acordăm, nu știu cum decide, fiecare decide în felul lui. În primul rând are nevoie de acces sau cere accesul la locație. Și eu o să spun doar când folosește aplicația, după care vrea să acceseze fotografiile, trebuie să fim de acord, și avem posibilitatea să primim sau nu notificări de la aplicația Camera Remote. Da, atât ce am fost de acord, ni se prezintă pe scurt ce putem face cu aplicația. Și
În acest moment trebuie să ne concentrăm asupra camerei și, după cum vedeți, trebuie să apăsăm meniu sau OK pentru a face această împerechiere. Bun, și trebuie acum să ne uităm după cameră. Camera noastră este sistem X cu obiective interschimbabile. Și vedeți că, virgulă, aplicația permite lucru cu multe dintre camere Fuji și, evident, cele, și anume cele care au Wi-Fi și Bluetooth incorporat. Ne alegem modelul nostru și apăsăm Proceed. Ok, și în acest moment vedeți că a găsit o cameră XH1 de 460 cu care ar trebui să se conecteze. Mi-a dat connecting, please wait. Ok, și am în acest moment ne-am conectat, iar camera îmi spune că am posibilitatea să setez timpul și data de pe smartphone. Și o să zic că sunt de acord. Și avem posibilitatea chiar să setăm un pic mai mult decât atât. Locația și timpul, doar locația sau timpul. Sau pur și simplu să renunțăm la opțiune. Deoarece camera nu are GPS, o să setez ca și camera să ia datele de locație și de timp de la telefon. Da? Și în acest moment, practic, camera noastră este funcțională. Am posibilitatea, de exemplu, să folosind acum aplicația, să fac live shooting, da? Să fotografiez direct de pe ea. Ok, cam remote wants to join. Ok, suntem de acord. Și ar trebui să putem vedea cât de curând ecranul. Și suntem, trebuie să confirmăm și pe camera acest lucru, că suntem de acord. Și, după cum vedeți, avem posibilitatea să facem cu iPhone-ul sau cu telefonul mobil să controlăm camera de la distanță. Avem posibilitatea să setăm, cred că aceasta, din păcate, datorită faptului că virgulă pe cameră, pe obiectiv, este selectat modul automat. Este selectat modul pe obiectiv, nu pot să setez din aplicație diafragma. Însă dacă comut camera pe modul automat, vezi că sau ar trebui să mi se permită să setez diafragma, da? Și vedeți că se poate. De asemenea, apăsăm pe ISO, am posibilitatea să setez ISO din telefon. Evident, aplicația asta necesită sau merită în sine un film de prezentare. Înainte să închei, aș vrea să discutăm despre tipurile de despre nivelurile de calitate pe care le face, pe care de fotografie pe care le poate face camera. După cum vedeți, ecranul de sus al camerei afișează niște informații legate de setările curente, să zicem. În acest moment camera e oprită și pe ecranul superior îmi arată faptul că avem un singur card. În măsura în care am fi avut și al doilea card, ar fi fost un simbol cu cardul numărul 2 lângă simbolul cu cardul numărul 1. Cifra asta de 4320 reprezintă numărul de fotografii care mai pot încăpea pe cardul din interior la nivelul de calitate selectat și detalii de în ceea ce privește compensarea de iluminare și bateria. Când pornim camera, avem setări legate de timpul de expunere, SS înseamnă shutter speed, de diafragmă, iar setări de în ceea ce privește compensarea de lumină, ISO, mi se spune că este ISO automatic la 3 maxim 3200, după care astea sunt informații legate de tipul de fotografiere, de tipul de imagini fotografiate. În acest moment cred că asta reprezintă JPEG-uri de tip large. Informații legate de white balance și de
să zicem, modul de cu care tratează culorile camera și anume modul standard. Despre asta o să discutăm într-un film viitor. Însă aș vrea să mai discutăm un pic despre dimensiunea imaginilor pe care le face camera Fuji X-H1. Și avem posibilitatea să alegem formate diferite, 3x2, 16x9, în acest moment suntem la large, de exemplu, 3x2, 6x9. Când alegem medium, camera folosește doar o parte din senzor. Și când alegem small, evident, camera alege o parte, folosește o parte și mai mică din senzor. Ok, o să alegem 3x2. Image quality, în acest moment camera este setată la fine. Avem posibilitatea să facem, deci fine este o setare doar pentru JPEG. În acest moment camera fotografiază doar JPEG. Normal este un JPEG cu o calitate mai joasă și modul în care eu fotografiez este fine și plus RAW. Fine plus RAW înseamnă că virgulă, camera fotografiază, face două, cel puțin două fișiere, unul RAW și unul JPEG și din punctul de vedere reprezintă setarea recomandată. În momentul în care am ales fine plus RAW și opresc camera, o să vedeți că nu mai sunt 4000 și ceva de fotografii pe care le poate face și rămân 964. Să revenim la meniu. O altă setare importantă din punctul meu de vedere reprezintă compresia sau lipsa compresiei în ceea ce privește fotografiile RAW. Și avem două setări posibile, fără compresie și compresie fără pierdere. Personal, eu prefer să fotografiez uncompressed, deoarece imaginea păstrează maximum de detalii posibile. Ok? Și aici vorbeam mai devreme de, să zicem, culorile pe care le folosești. În acest moment avem o simulare de film standard. Când camera spune simulare de film, se referă la vremea când se fotografia pe film. Ok? Și aici avem posibilitatea să alegem diferite setări. Toate aceste setări sunt setări care reflectă, să zicem, calități de filme care au fost făcute de Fuji de-a lungul timpului. Ok? Evident, eu o să rămân pentru început să fotografiez în modul standard sau Provia. Mă opresc aici cu filmul. Această cameră și ecosistemul Fuji reprezintă un subiect care nu poate fi epuizat într-un singur film. Evident, eu la rândul meu trebuie să descoper, să încerc să înțeleg această cameră cum funcționează pentru a vă putea prezenta. Însă, un prim feedback referitor la această cameră este că este pentru început sau la o primă vedere super rapidă și pare să fie mult mai profesionistă decât mă așteptam. Ok, prieteni, acesta a fost. În măsura în care v-a plăcut filmul, vă invit să utilizați butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, vă invit să utilizați butonul dislike de două ori. Și în măsura în care vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez cât un film. Vă mulțumesc că m-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!